за на иудиция и решили viața la zi. Eu mă bucur să vă găsesc sănătoși în casele dumneavoastră, pentru că astăzi avem ocazia să cunoaștem un om care ocupă o funcție, bineînțeles, vremelnic, la Consiliul Județean Ialomița. Activitatea domnului președinte Marian Pavel, dacă ne uităm puțin în urmă, stimați telespectatori, este foarte interesantă. Dumneavoastră, de la primar, ați ajuns senator și de la senator, iată, înapoi în județ. În județ, ca și președinte de Consiliul Județean. Dacă n-ați fi avut în spate atâta experiență, domnule președinte, vă rog să mă credeți că intenționam să vă întreb cine v-a propulsat? Pentru că în poze păreți un tânăr, chiar și acum la 48 de ani. Deci dumneavoastră de la 25 de ani aveți funcții de conducere. Da. Ce v-a propulsat? Deci schimbăm nuanța, nu cine. Ce v-a propulsat în această situație? Probabil că dorința de a te implica. Eram un tânăr, acum 23 de ani. Eram purtător de cumul la instituție deconcentrată a guvernului în teritoriu, mai exact la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și ca orice tânăr, la vremea respectivă, vroiam să încerc să fac și altceva pe lângă activitatea din instituția respectivă și am început ușor să mă implic în viața comunității din care făceam parte, și anume Comuna Gheorghe Lazăr, o comună relativ nouă, înființată la 1884, la 9 km de municipiul reședință de județ. Am avut ceva discuții în contradictoriu cu primarul de atunci, din localitatea respectivă. Eu vedeam altfel filozofia de dezvoltare a localității, probabil că și diferența de vârstă la vremea respectivă. Am decis să intru în politică, am intrat în politică în 98, iar în 2000 am candidat și am câștigat primul meu mandat de primar în Comuna Gheorghe Lazăr. Și de acolo încolo, administrația mi-a intrat în sânge, asta am făcut-o, am câștigat 4 mandate în localitatea mea, iar în 2012 am fost desemnat de către colegii mei din Partidul Social Democrat să-i reprezint în Parlamentul României, mai exact în Sărat. Este și foarte bine așa, în primul rând schimbând de fiecare dată palierul de administrație, capeți experiență din zona locală, în zona de legiferare, în ceea ce înseamnă procesul legislativ din România, care este unul complex și doar trecând prin el îl poți înțelege, poți schimba după foarte mult timp anumite lucruri în ceea ce înseamnă activitatea parlamentară, dar doar implicându-te. Și după aceea am întors în administrația județeană, zic eu, cu un bagaj de cunoștință cam pe tot ceea ce înseamnă activitatea mea. Dincolo de lucrul ăsta, de fiecare dată meritul sau succesul în activitatea mea constat în faptul că eu mă înconjor de fiecare dată de oameni mai bine pregătiți decât mine pe fiecare domeniu. Dacă ai senzația despre tine că te pricep de la stratul de fundare, de la tronchilare și până la, eu știu, chestiuni de mediu, înseamnă că ai o problemă. Nu, pe mine mă interesează ca filozofia de dezvoltare a unei localități, a unui județ care ți aparține, ție ca și un politic care intri de fiecare dată într-o pădărie, ca să poată să fie pusă în practică și să pot vedea rezultate, tu trebuie să le lucrezi pe fiecare domeniu cu cei mai buni profesioniști. Deci dumneavoastră vorbiți de o filozofie. Păi haideți să vedem de unde vine Marian Pavel, ca și educație, ca și om. Sunt copil născut la țară, din mamă casnică cu 4 clase și tata tractorist. Așa. Mi-a plăcut cartea. Cred că la un moment dat, ca să scap și de ceea ce înseamnă munca fizică pe care o făceam cu toții în perioada aceea, fugeam lângă părinții mei, vecini de gardă, erau bunicii mei, părinții mamei mele, și de fiecare dată când mama îmi dădea sectoare, cam o ștergeam pe la bunicul meu, stăteam la el în casă. Domne, să și vede ce avem. Se implică, mie îmi place oricum. Da. E un om de anvergură. E un om de... S-au schimbat drumurile din județ? S-au schimbat un pic, așa s-au schimbat. Ar mai trebui, dar... Deci ca om îl cunoașteți. Îl cunosc, da. Așa, este un om care... Eu zic că merită. E deschis, e... Sunteți localnic din Slobozia. Da. Cunoașteți ce activități desfășoară Consiliul Județean? Mai puțin. Mai puțin, da? Da, știu că se ocupă de drumuri din județ și cam atât. Cam atât. Și, mă rog, ceva activități culturale. Această instituție, Consiliul Județean, la un moment dat s-a discutat că
poate fi o verigă în plus în administrațiile, în administrația publică din România. Considerați că menirea acestei instituții, prin aparatul de conducere și prin așa, își găsește rostul în peisajul românesc? Cu siguranță, da. Sunt etape în dezvoltarea României care funcționează pe o anumită, eu știu, așezare administrativă a României. Probabil că în viitor lucrurile astea se vor schimba, o nouă așezare administrativă cu zone de dezvoltare. Dar astăzi, când stăm de vorbă, de fapt în ultimii 20 de ani, și mai exact în ultimii 4-5 ani, când investițiile în România au devenit evidente și foarte mari, gestionarea acestor tipuri de investiții trebuie să aparțină Consiliului Județean, pentru că în cadrul Consiliului Județean aparatul de specialitate este unul bine pregătit, unul complex și pot să gestioneze proiecte de investiții de 100 de milioane de euro. Treaba Consiliului Județean este să rezolve tot ceea ce înseamnă infrastructura rutieră, de fapt sângele care irigă întreaga economie a județului, spitale, școli, lucruri de infrastructură mari. Treaba OAT-urilor este de a-și gestiona și de a crea oportunități pentru fiecare comună să vină investiții și să ridice nivelul de trai. Domnule președinte, după cum știți, cei care ocupă funcția de președinți de consilii județene, în mare parte sunt oameni care stau pe funcții foarte multe mandate. S-a creat așa și mie nu mă sfiesc să afirm, acolo unde lucrurile trenează în a sta omul prea multe mandate, încep să se facă, să zic așa, mai drăguți, caste, încep să se facă, eu știu, grupuri de influență, încep să se facă, eu știu, până aici mergi, de aici nu mai mergi. Înțelegeți? Înțeleg ceea ce spuneți. Înțelegeți, așa. Credeți că mandatul acesta de 2 ani de zile, de 2 mandate, n-ar fi suficient? Perioada în administrație de 2 mandate poate fi suficient. Eu sunt într-adevăr adeptul să se în administrație 2-3 mandate, dar nu trebuie să confundăm administrația unui județ, care este foarte importantă, și aici pot fi de acord cu dumneavoastră, cu administrația unui OAT, unde proiectele se întind pe o perioadă foarte mare de timp, iar este foarte greu astăzi să găsești pe cineva din localitate care să-și asume această demnitate de primar. Nu este un salariu extraordinar de mare, și atunci cei care vin și încearcă să facă administrație o fac, se formează într-un mandat, două, și este, din punctul meu de vedere, greșit ca la primărie să-l plafonez la 2 mandate. Bine, astăzi, dacă stăm de vorbă, nu este nici constituțional, dar sănătos pentru o politică și pentru o administrație bună este, într-adevăr, la Consiliul Județene să fie o limitare legală, dacă se poate o limitare legală, asta înseamnă să modificăm Constituția. După cum știți, corupția, corupția mică, corupția mare, s-a generalizat în România. Ocupând o funcție, încep să se învârtă în jurul tău fel și fel de oameni cu diverse interese. Mai puțin, eu știu, oculte sau mai puțin oculte. Cum gestionați această situație, domnule președinte? Pentru că adăunezi, am avut un caz extraordinar de răsunător pe președinți de consilii județene. Iarăși un proverb care spune așa: prietenia e ca vinul, cât să învechește, cu atât e mai bun de băut. Așa. Înseamnă că cei care îmi sunt prieteni dinainte de a fi un politic, dinainte de a fi președintele Consiliului Județean, dinainte de a fi senator, îmi sunt în continuare prieteni, indiferent de poziția pe care o au, și o să ies de fiecare dată și o să discut cu ei. Sunt genul de om care mă implic în proiectele de investiții pe care le am. Vorbiți despre corupție, dar să știți că și lupta asta împotriva corupției are și efectul advers, care face foarte mult rău. Sunt foarte mulți funcționari publici care nu mai vor să facă și nu au curajul să facă, nu semnează, nu-și asumă de teama corupției. De fiecare dată trebuie să te duci în mijlocul lor, să-i împingi, să le spui că tu ți-asumi.
Ori într-o postură de genul ăsta ești întotdeauna expus. Dau un exemplu, lucrăm în spital. Da? Ai avut o proiectare în care s-a spus că trebuie să se consolideze. Ceea ce spuneți noastră este foarte corect, cunosc acest lucru, dar una este să te implici și poți să greșești și una este să impui. Domne, eu îți dau ție lucrarea asta. Nu, asta este cu totul altceva. Cine face lucruri de genul ăsta, probabil ușor ies din sistem, cei care au un astfel de comportament și cred că, din punctul meu de vedere, nu mai putem vorbi de ceea ce a fost acum, eu știu, 20 de ani în administrație. Cum se explică, domnule președinte, că toți cetățenii care ocupă, așa cum am spus la început, funcții vremelnic, ei sunt cei mai bogați? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Excepții, probabil. mici excepții. Cum vă explicați dumneavoastră că aceste lucruri, iată, după Revoluție... Am foarte mulți prieteni, da. Și o să vă spun, care au fost miniștri. Eu n-am și văzut sunt, un primar sau un președinte de Consiliu Județean sărac. Da, bun, nu trebuie să fie un primar sau un președinte de Consiliu Județean așa, sărac. Dar cum vă explicați? Lumea e săracă și cei care ocupă funcții nu sunt săraci. Nu există o localitate bogată cu oameni săraci. Există o localitate bogată cu oameni bogați. Nu, că sunt și oameni care sunt au un anumit nivel de vorbim trai. Vorbim de leneș. Discutăm despre ceea ce înseamnă posibilitatea de dezvoltare a fiecare oameni. Și vă dau, avem foarte multe bazine legumicole la noi, oameni gospodari, oameni care muncesc. Asta înseamnă, depinde ce înțelegeți dumneavoastră prin bogați. Sunt oameni în clasa de mijloc care trăiesc. Cunosc oameni care au luat-o de jos, care au crescut o vacă, au vândut lapte și au cumpărat un hectar de pământ când era pământul cât era și tot așa au muncit, au vândut balon și acum 100 de hectare sau 700 de hectare sau 500 de hectare. Au avut la un moment dat anumite idei și au riscat anumite lucruri și au cumpărat teren pentru că acum 20 ceva de ani și eu sunt unul dintre cei care am cumpărat, se cumpăra hectarul de pământ cu 1 milioane, 9 milioane. Astăzi este 800 de lei vechi, 100 de euro, 200 de euro. Astăzi este 10.000 de euro un hectar de pământ. Vă dați seama că s-au dezvoltat cei care au avut curajul, s-au riscat și au făcut societăți agricole și cam dintre asta au în zona noastră da, oamenii de afaceri agricolă. Și atunci, business-uri dezvoltate. Ca să vorbim la obiect, sunteți un om bogat? Nu sunt un om sărac. Nu știu ce înseamnă pentru dumneavoastră bogat. Sunt un om bogat că am 3 copii. Am o casă, am un venit din Consiliul Județean în jur de 3.000 ceva de euro, 18.000 câștig pe lună. În afară de asta am un venit de 50.000 pe an din agricultură, din teren pe care l-am, dar nu mai lucrez, l-am dat în arendă de la o societate comercială. Deci nu sunteți Au fost sărat. Momente, nu. Au fost momente în 2000, 2001, 2002, 2003 când cultivam pepeni. Pe un hectar de pepeni, la vremea respectivă, scoteam bani de cumpăram 4-5 hectare de pământ. Făceam cam 100 de milioane vechi, era 20 de milioane hectarul și asta am făcut la vremea. Unii au decis să se ducă să cheltuie bani în crâșme, să facă altceva. Eu am decis la vremea respectivă să-mi cumpăr teren. Am câteva zeci de hectare de teren în momentul de față, dar toate lucrurile astea le-am în declarația de avere de 20 de ani. Pentru că telespectatorii au înțeles ce este de înțeles, iată din discuția mea cu domnul Marian Pavel, trebuie reținut acest nume pentru că, iată, el a parcurs prin niște funcții și se găsește aici într-o funcție unde se cere anvergură și acțiune. Lucruri pe care eu le-am constatat, fără să știe dumnealui, le are. Domnule președinte, păi haideți să vedem. Județul ăsta a trenat la un moment dat. Și dacă zici agricultură, zici subdezvoltare, pentru că... Nu mai este la fel. Să vedem cum este. Spuneți-ne. Păi bun, mai devreme vorbeam despre principala ocupație a oamenilor din concetățenilor mei din Ialomița, care este agricultura. Bine, nu numai agricultura. Sunt 66 de OAT-uri în Ialomița, 66 de comune și dacă mergem în momentul de față, în tot județul Ialomița, nu cred că puteți găsi într-o zonă 3 hectare sau 5 hectare care nu sunt lucrate. La orice fermier la care vom intra, probabil că veți face o analiză și veți găsi utilaje de milioane de euro.
Agricultura s-a dezvoltat, s-a dotat, sunt investiții foarte mari în ceea ce înseamnă infrastructura de irigat în ultima perioadă, pentru că am văzut că nu se mai poate face agricultură cu ochii pe cer. Județul se dezvoltă și se dezvoltă frumos, păstrând o armonie între ceea ce înseamnă specificul județului. Noi avem un județ care se întinde de la est la vest, exact ca o banană, despicat la jumate de râul Ialomița din vest în est și ca și capăt brațul Borcea. Potențialul județului este unul foarte mare, încă nu este foarte bine exploatat nici potențialul brațului Borcea, nici potențialul râului Ialomița. Dar pe zona de agricultură, pe zona de procesare, sunt și societăți, una dintre cei mai importanți producători de lapte și produse din lapte, nu știu dacă știți, lăptăria cu caimac este din Ialomița și multe altele. Produse foarte bune. Sunt foarte mulți mici investitori care au dezvoltat business-uri de familie și care în momentul de față generează locuri de muncă în județul nostru. Ce este cel mai grav este că nu prea mai avem forță de muncă. Așa. Pentru că a fost o perioadă în care oamenii au decis să plece din țară. Dar de ce pleacă, domnule președinte? Nu, de ce au plecat? Și aici, de ce au plecat? Și aici să deschidem un palier al discuției noastre, și anume siguranța cetățeanului. Vorbim și despre locuri de muncă și despre faptul în spitale, că știți povestea care a fost de la Urziceni, pe care dumneavoastră sper că ați gestionat-o, s-a rezolvat. S-a îmbunătățit, mă gândesc eu, așa, la modul cum trec oamenii strada, cum vă implicați în acest aspect al vieții cotidiene? O să fac o paranteză la ce spuneți dumneavoastră, siguranța. De fiecare dată de cât ori plec din România și când mă întorc în România, constat că România este cea mai sigură țară din lume. În momentul în care, probabil că și dumneavoastră v-ați plimbat, ați fost, eu știu, în Bruxelles, în Londra, în Paris și sunt anumite zone în care nu poți să intri. Eu mă pot plimba seara în Slobozia, în București, pe unde vreau și nu există aici, o chestiune de... Da, este cea mai importantă. Ușor, ușor, la ce se întâmplă în jurul nostru va fi cel mai important lucru de analizat în ceea ce înseamnă siguranța de a-ți crește copilul. Dacă ne referim la siguranța cetățeanului, vă simțiți în siguranță? E liniște. În oraș e liniște. Spre deosebire de alte orașe, e un oraș liniștit. Nu sunt probleme. Mie nu mi-e jenă să ies la 12, la 1 noaptea să mă plimb, nu alte minuni. Serviciile sanitare sunt acceptabile? Cinstit, n-am prea avut nevoie de ele. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Trecem peste lucrul ăsta. Acum ceva ani plecau tinerii de la mine din localitate să lucreze afară. Plecau pe 700 de euro, pe 500 de euro, pe 600 de euro. Astăzi, eu dacă vreau mâine să găsesc pe cineva și vreau să-l angajez ca pasnic, fără 600 de euro nu pot să găsesc să angajezi. Da? Deci astăzi în România, un tractorist, spre exemplu, pregătit, câștigă 1000 și ceva de euro. Asta este realitatea în România în momentul de față. Cam așa, siguranță, cam așa se câștigă. Despre siguranță, despre sistem medical, despre sistem de infrastructură. Cum lucrați cu deconcentratele? Cum acționați? Eu le spun cum așa, vă răspund? Eu le spun așa. Ialomița înseamnă o cetate. Responsabilitatea acestui județ nu mi-aparține numai mie. Păi, sigur. Nu mi-aparține numai prefect, mi-aparține tuturor. Da? Să avem spitale de calitate și medici de calitate înseamnă să conlucrăm împreună. Adică înseamnă ca cu prietenii mei, cetățenii mei din Slobozia, să se împrietenească cu medicul din Slobozia, copiilor să se joace împreună, ca medicul să rămână aici. Da? Pentru că indiferent cât de mulți bani ai avea tu, dacă se întâmplă ceva cu tine, ai un AVC, în primul rând depinzi de spitalul de la Slobozia. Din punct de vedere guvernamental, am făcut, zic eu, cât s-a putut, pe ceea ce înseamnă salarizare. Că eu nu cred că un medic care operează, care efectiv e noi, în momentul în care ne operează, să se gândească dacă mâine are bani să-și plătească grădinița la copil sau mai știu eu ce. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile s-au cam rezolvat. Astăzi medicii câștigă 20-20 ceva de mii de lei pe lună, ceea ce înseamnă un salariu decent. Nu spun că este suficient sau mai știu eu ce. Coroborat cu lucrul ăsta sunt investițiile extraordinar de mari în infrastructura sanitară. Astăzi Consiliul Județean derulează investiții în jur de 200 de milioane în Spitalul Județean, investiții atât pe fonduri europene cât și pe fonduri guvernamentale. Pe lângă toate lucrurile astea, am spus, este treaba și a noastră.
a tuturor, încât să punem fiecare dintre noi umărul la dezvoltarea acestui județ, la crearea unui climat. Fiecare dintre noi, referindu-vă la cetățenii și la pregătirea celui care ocupă... Bineînțeles. Vreau să informați telespectatorii cum s-a rezolvat nenorocirea de la Urziceni, de la spital. Da. Cum ați gestionat-o? Bun, spitalul județenului este sub ordinea mea. Spitalul Urziceni este subordinea primăriei de Urziceni. Primăriei, da. Am avut o discuție și s-a retras managerul, a demis pe manager primarul de la Urziceni. Și primarul este în funcție, nu? Păi că da, am înțeles că primarul nu mai este. Nu, primarul este ales, nu poate să plece dintr-o funcție alesă decât dacă își dă demisia. Așa, pregătirea omului care ocupă o funcție, fie ea și iată la mătură, dacă ne gândim. Acum. Contează foarte mult. Să vedem oamenii de aici, din Consiliul Județean, funcționarul public. Cum stau cu pregătirea? Cum acționează? Ați eradicat birocrația? Aici să punctăm puțin, să prezentăm, pentru că el intră direct cu cetățeanul. Da, bun. Eu le-am cerut de la... Și să ne spuneți pilele și relațiile. Contează? Se angajează oameni pe pile și relații? Cum e treaba? Da, bun. Eu îmi doresc să vină cineva și să-mi spună: uite, ai un specialist, un inginer extraordinar de bun, vrei să-l aduci la tine și poți să-l aduci pe o funcție în cabinetul meu, acolo unde nu se dă exact. În rest, peste tot examene și e bine că e așa. Eu le-am cerut de la început, de când am venit președinte de Consiliul Județean, să facă două lucruri. Unu, să vină la muncă cu drag, pentru că jumate din viața lor și-o petrec aici. Da? Dacă vii la job doar pentru chenzină, înseamnă că degeaba ai venit, și să fie proactivi. Cum ai spus mai devreme, sunt foarte multe proiecte de investiții care trebuie gestionat. Faptul că ai semnat un contract de finanțare, ai făcut o licitație, ai dat un ordin de începere a unei lucrări, nu-ți garantează că lucrarea aia se va termina. Apar tot felul de probleme pe parcurs pe care va trebui să găsești soluții, să le rezolvi. Și va trebui să ai curajul și puterea să-ți asumi anumite decizii pe care le iei la momentul respectiv. Ca pe peste tot, oamenii sunt și. Da? Sunt oameni care sunt dorni să învețe, care vin la început de drum și intră într-o echipă, cred într-o familie și chiar pun numărul la dezvoltarea județului. Ceea ce este cel mai important ține până la urmă de noi, de ceilalți care suntem vremelnici în funcție, încât să-i folosim, da? Și să scoatem de la ei tot ceea ce este mai uman și mai bun în activitatea profesională. Da. Stimați telespectatori, atunci când ocupi o funcție publică, și domnul președinte Marian Pavel, dacă nu este așa, să mă contrazică, de la modul cum te îmbraci până la modul cum vorbești, personalitatea ta este primează înainte de tot ceea ce poți să faci tu în afară de acestea, adică programe și alte lucruri. Cu toate acestea, pentru că suntem pe final de interviu, eu aș vrea să vă întreb, domnule președinte, dacă e să faceți un mic bilanț, iată, sunteți în al treilea an? Da, al treilea an. Treilea an de activitate. De activitate, da. Pe 20 un mic bilanț, pentru că mie nu-mi place discuția aceea când începem să enumerăm, știți, am făcut, știți, vom face. Să revenim așa puțin cu picioarele pe pământ. Pentru că toate decurg din pregătirea omului, din dorința omului de a face ceva, din responsabilitatea omului. Ca și un bilanț în trei ani. Ce ați făcut și dacă aceste lucruri se regăsesc în teren și dacă noi le putem vedea la un moment dat? Da. Cred că cele mai importante proiecte pe care le-am derulat în perioada asta au fost cele care țin de infrastructura rutieră. Județul Ialomița are 507 km de drumuri județene, din care la preluarea mandatului era 100 din pământ. 100 de kilometri de drumuri județene din pământ și mi-am propus că la sfârșitul mandatului să nu mai existe niciun kilometru. Este un lucru realizabil, au fost foarte multe linii de finanțare, vă dați seama că le-am accesat pe toate. De fiecare dată încerc să fiu pe șantier împreună cu colegii mei ca să verific stadiul lucrărilor. Dar și dacă să avem o infrastructură rutieră,
Dacă avem o rusă. Avem și apă, că vorbim de ce e sub pământ, ca să nu mai spargem asfaltul pe urmă. Da, nu, eu vorbesc de ceea ce înseamnă drumurile județene. Dumneavoastră îmi povestiți despre drumurile comunale. Așa este. Sunt localități în Ialomița care au în momentul de față apă, canal și asfalt pe toată suprafața. Uh-huh. Da? Și sunt câteva localități în Ialomița. Sunt localități care în momentul de față au un lucru, canalizarea și gazul. Și au o bucată bună de drumuri comunale asfaltate. Astea, vorbim despre localitățile care sunt relativ noi, adică după reforma lui Cuza, localități care sunt bine sistematizate, unde distanța dintre proprietăți este de 18 metri, deci nu este nicio problemă să se introducă după ce s-a făcut asfalt și canalizare și gaze, pentru că există foarte mult domeniu public pe unde poți să faci tot lucrările astea. În general, cred că, dacă mă întrebați la un bilanț, cel mai mulțumit sunt de modul în care se lucrează în momentul de față, de colaborarea dintre primari și Consiliul Județean, din deschiderea, din know-how pe care îl primesc de la Consiliul Județean pentru a reuși să găsească surse de finanțare pentru multitudinea de proiecte pe care le au la nivelul OAT-ului. Restul sunt lucruri care se văd, lucruri care duc la o dezvoltare a județului, deci este infrastructura rutieră, infrastructura de sănătate, infrastructura culturală și cea de învățământ. E, cu cultura cum stăm? În perioada asta, la sfârșitul săptămânii, vineri, astăzi, sâmbătă și duminică, noi desfășurăm un festival care se numește Casa Tudorii. Tudora este celebra cârciumăreasă, mama domnitorului Mihai Viteazu, care s-a născut aici la noi, la Ialomița. Probabil că știați lucrul ăsta, la orașul dispărut, Târgu de Floci, de lângă Giurgeni. Nu știam. Și avem un spectacol foarte frumos, un concurs de rețete de gătit și unde sunt în momentul de față înscriși 60 ceva de... Iată, stimați telespectatori, Marian Pavel, președinte al Consiliului Județean Ialomița, ne face o descriere amplă a activităților pe care le-a desfășurat doar în 3 ani de mandat. Domnule președinte, Guvernul României are un rol strong, nu, în dezvoltarea localităților și, bineînțeles, și ca și colaborare cu Consiliul Județean. Cum decurg lucrurile aici? Foarte bine. Guvernul României are un program de dezvoltare, de fapt au avut tot timpul, de la Programul Național de Dezvoltare Locală, cel care a scos efectiv satul românesc de noroi, astăzi se numește programul Angel Salinic, program prin care sunt investiți în Ialomița 1 miliard 200 de milioane de lei noi. În fiecare localitate din Ialomița, fiecare localitate din Ialomița are un program de investiții, că este apă, canal, că este asfalt sau gaz. Și eu cred că este datoria statului ca investițiile majore în infrastructură, cele care sunt menite, v-am mai spus, să elimine discrepanțele din mediul rural și mediul urban, trebuie să le facă statul sau fondurile europene. Legătura dumneavoastră cu cetățeanul de rând, cum o realizați? Și prin ce informați? Păi, avem un ziar al Consiliului Județean. Care se răspândește așa? Da. Avem, cred că, 20.000 de exemplare pe lună și în fiecare ziar sunt prezentate toate proiectele de investiții ale județului în zona respectivă, plus 4-5 primari din zona respectivă sunt prezentați și cu toate proiectele de investiții. Ziarul apare în zona Fetești, luna asta, după aceea în zona Țăndării și așa mai departe. Cred. Pentru că timpul trece, domnule președinte, și eu am vrut să cuprind, eu știu mai multe, ce lucruri care ar fi trebuit rezolvate sau trebuie rezolvate și nu s-au putut rezolva până acum, adică mă refer ce greutăți aveți. Să le spunem deschis. Da, bun. De regulă, tot problemele care țin de administrația publică locală, dar pe care nu poate să le rezolve singur primarul. Gestionarea câinilor fără stăpân, problema gestionării deșeurilor, unde am încercat să
dezvoltăm un serviciu propriu al Consiliului Județean și ușor, ușor l-am pus pe picioare. Dar încă mai e mult de muncă. Avem și gropile de gunoi, cum sunt? Gropile de gunoi sunt private. Aici este o groapă de gunoi privată și nu este foarte elegantă în raport cu noi, pentru că ne iau sumă foarte mare. Noi încercăm să facem cât mai multă deviere de la groapă, pentru că este mai sănătos așa. Și cam astea sunt probleme. Probleme care sunt date de regulă printr-o legiferare direct către administrația publică locală, fără să le dai surse de venit și modalități de rezolvare. Și atunci trebuie să intervină Consiliul Județean. Am înțeles că sunteți foarte bucuroși și bogat că aveți 3 copii, da? Da. Să vă trăiască. Aș vrea să mi-i descrieți ca și oameni. Da, Robert este cel mare, care are 17 ani. Este elev la Colegiul Școala Centrală din București. Este un visător. Da, probabil că s-ar potrivi foarte mult cu jurnalism, actorie, ceva de genul ăsta. Și foarte bun. Luca este mai aplicat, socializează mult mai mult. Îi place să fie un nucleu în jurul căruia să, eu știu, graviteze foarte mulți oameni. Îi place să fie în centrul atenției. Da. Are 13 ani, este la 195 Hamburg, iar Mezin are un an și două luni. Ai, nu da? Zice, tăticuță sunteți. Ne încarcă diminețile cu gungurite. Da. Da. E sigur că în spatele unui om puternic este și o doamnă puternică. Ziceți-ne și de nevastă, că acum știți cum e mai nou, când oamenii ajung în funcții își lasă nevestele și își ia partenere care îi fac de râs. Până la urmă. Partenera mea de viață este o femeie puternică și din punct de vedere profesional și din punct de vedere intelectual și din punct de vedere sentimental. Este tot timpul alături de mine și mă sprijină. Asta tot e ea lumițeancă? Nu. Nu e. Sădmăreancă. De pe acolo, da. Păi sunt oameni foarte hotărâți și aprigi sădmărenii. Atunci, haideți să încheiem într-o notă optimistă. Eu mă bucur că v-am cunoscut, mă bucur și le spun și telespectatorilor, deschiderea mi-a plăcut cel mai mult aici la președintele Marian Pavel, pentru că nu vă zic ce chinuri sunt pe capul meu până fixez un interviu. Un om foarte deschis. Vă mulțumesc, domnule. Și eu vă mulțumesc frumos, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Sănătate! Stimați telespectatori, după cum ați observat, cetățenii cunosc foarte puțin despre cum funcționează și ce atribuții are Consiliul Județean. A fost necesar, iată, să contactăm și să ne deplasăm, să stăm de vorbă cu un primar, pentru că numai așa vom înțelege, stimați telespectatori, care este legătura dintre instituția Consiliului Județean și o primărie. Și iată, prin amabilitatea lui Lucian Dumitru, primar la Dridu, județul Ialomița, am ajuns, iată, să stăm de vorbă cu dumnealui. Bună ziua! Bună ziua, sărămâinile, și mulțumim că ați venit în ajutorul nostru să vorbim despre activitatea noastră. Da, să știți important. Că eram foarte curioasă să văd cum arată Dridu, cum arată omul care conduce această localitate și uitați că mi s-a ivit, să zic așa, prilejul datorită lui Marian Pavel, care v-a recomandat să stăm de vorbă și să obținem câteva informații. Sunt multe de discutat despre Dridu, de la istorie, de la dezvoltare, oamenii, probleme sociale, dar noi vom viza astăzi, domnule primar, dezvoltarea. Da, corelat cu Consiliul Județean, noi vrem să vedem ce rol are el în teritoriu și rolul dumneavoastră, viceversa, să zicem așa. Are un rol, zic eu, foarte important,
De ce? Fiindcă tot ce înseamnă ajutor pe parte de proiecte, fonduri europene, fonduri locale, fonduri care sunt cumva în parteneriat cu Consiliul Județean și am accesat cam tot ce se putea accesa pe partea asta de colaborare prin Consiliul Județean. Avem un sprijin foarte bun din partea domnului președinte. Este un prieten și un lider desăvârșit și indiferent de oră, indiferent de momentul în care am întâmpinat o problemă și am apelat la dânsul, să știți că a răspuns pozitiv și am fructificat lucrurile pe care erau necesare pentru comunitate. S-au găsit soluții de fiecare. Care sunt palierele sau domeniile de interes în care dumneavoastră aveți o colaborare strânsă cu Consiliul Județean? Atunci când am venit la primărie, am simțit nevoia să mă duc pe partea asta și acolo am dezvoltat foarte mult pe zona școlară. Țin foarte mult la copii și îmi doresc ei să aibă condiții de cea mai bună calitate în desfășurarea învățământului școlar. Și avem mai multe proiecte. Pe partea de dotare școală suntem deja în finalul, cumva ar trebui să achiziția a făcut-o Consiliul Județean și o să trebuiască să ajungă cumva dotările pentru școală la școala Tridu. Avem pe partea de bibliotecă, pe digitalizare și modernizare, tot așa o colaborare foarte bună cu dânsii. Am achiziționat un microbus școlar și urmează să-l avem parte de el în lunile următoare. Și plus pe partea de drumuri, orice solicitare pe care am avut-o către dânsii a fost pozitivă. Și mai ales avem o problemă foarte gravă, în general, nu neapărat la Tridu. În general, primarii care au cesat fonduri europene au probleme cu partea de cofinanțare. La fiecare proiect, știți că fiecare primar trebuie să vină cu o parte din... și eu cer ajutorul, fiind bugetul, fiind cumva restrâns, vă dați seama că este o localitate cu 3160 de locuitori. Și bugetul, dacă te aventurezi în cât mai multe proiecte, vă dați seama că e destul de greu. Și acolo cer ajutorul domnului președinte și mă ajută cu sume să putem duce proiectele la sfârșit, la bun sfârșit. Deci, ca o paranteză, dar foarte important, Consiliul Județean are un rol decisiv în dezvoltarea localităților. Da. Domnule Lucian Dumitru, infrastructura stradală se dezvoltă datorită investițiilor proprii sau la fel vine Consiliul Județean în sprijinul dumneavoastră? Consiliul Județean, cel puțin la Dridu, avem tronsonul DJ1 și T302, 101 și 302, pe care tranzitează localitatea. Și ne-am bucurat de modernizarea lui pe mandatul meu. Și partea asta de... mai avem iarăși două proiecte importante care le-am executat cu bănuți de la Consiliul Județean. Prin ADI Ialomița, e un ADI prin care Consiliul Județean alocă sume pentru fiecare locat, fine, care vrea să absorbă, că nu e o chestie obligatorie, da. Prin care am accesat încă două proiecte, modernizare stadion, tribune, cabine, bază sportivă, împrejmuire și un parc aferent, celălalt proiect pe care l-am implementat anul acesta, un parc aferent. Am o grădiniță foarte frumoasă cu program prelungit, care am reușit să o finalizez într-un an jumătate și era oportun necesar prin autorizația ARACI pe care se eliberează de inspectorat să am un parc foarte frumos pe care l-am și executat cu bănițe de la Consiliul Județean. Adică pentru mine cel puțin și cred că și pentru ceilalți primari, dacă ți-ai dorit să faci lucruri, ai găsit ușa deschisă și s-au găsit soluții. Dragi telespectatori, iată, ne-am postat într-un loc unde putem vedea activitatea susținută a primarului Lucian Dumitru de aici, din Dridu. Ne aflăm pe un drum la o intersecție și stânga, dreapta, înainte, înapoi, asfaltat foarte de curând. Și nu în ultimul rând, în stânga mea, se află o stație de filtrare a apei foarte performantă. Spuneți-ne, domnule Dumitru, cum s-a ajuns la performanța de a fi cea mai sau unică stație de filtrare a apei, vorbiți dumneavoastră de apă plată?
Ne bucurăm acum, la momentul ăsta, de modernizarea stației de apă potabilă pe care o avem în localitate. Aceasta beneficiază de filtre cu cărbune. Încă nu a intrat în funcțiune din punct de vedere tehnic. Vorbim de câteva săptămâni, o săptămână, două, o să beneficiem de serviciul ăsta de calitate pentru cetățean. Ce să zic, sănătatea e foarte importantă pentru noi. Dar trebuie să spunem aici, stimați telespectatori, că Marian Pavel, iată, face o echipă strânsă și fructuoasă cu primarii din județul Ialomița. Poate că în trecut au mai fost președinți de Consiliu Județean care au fost oameni serioși, oameni puși pe treabă, dar se pare că totuși Marian Pavel face o distinție clară în interesul pentru dezvoltarea localităților. Domnule Lucian, sănătatea oamenilor foarte importantă și este, dacă da. Nu ești sănătos, așa poți este, să ai 7 drumuri sau 70 de drumuri, așa biblioteci este. Și școli. Haideți să vedem care este colaborarea dumneavoastră pe acest palier de infrastructură sanitară? Avem, ne bucurăm prin susținerea din punct de vedere legislativ a Consiliului Județean, avem și un centru de permanență la Dridu, care deservește localitățile din jur și să știți că este foarte important pentru zona noastră acest centru. Vă dați seama că e primul ajutor pe care îl poți asigura. Ce îmi doresc acum pe... am o clădire lângă centrul acesta pe care a funcționat administrația, cei de la ANAF au funcționat acolo. Intenționez să preiau clădirea că a fost dată către ei, clădirea fiind a comunității, către ANAF prin hotărâre de guvern. Îmi doresc să o recuperez și să fac un centru medical dotat cu salvare, cu tot ce ține de zona asta. Dar până acum nu s-a făcut. Da, nu așa nu este. S-a făcut. Da, aici trebuie să... reiterăm faptul că, stimați telespectatori, de multe ori noi în emisiunea aceasta vrem să fim puțin diplomați, adică să încercăm doar să facem o aluzie, iar dumneavoastră, cei care locuiți în localitățile respective, știți realitatea. Să știți că la Dridu au fost mulți primari, dar iată ce ne spune domnul Lucian Dumitru. Infrastructura sanitară nu s-a făcut, da? De ce? Da, nu blamăm, da, nu criticăm. Da. Cred că de ce? N-a fost voință? N-a fost interes? Cred că mai multă implicare, să știți. Trebuie mai multă implicare, și da. Și medicii să încerc să ții aproape, fiindcă mă uitam la colegi primari. Sunt situații în localități unde nu au medici, pentru cetățeni, pentru medicină familială. Da, sunteți de acord. Eu mă bucur deja de 2 medici și mai sunt vreo 2 care fug mai prea din... Adică avem diversitate. Da. Cheia succesului acelui primar este prin atragerea de cetățeni în zona respectivă. Am făcut un pas în direcția asta prin locurile de casă pe care le-am dat, au fost 3 sesiuni, urmează acum să mai dau tot așa, le-am oferit infrastructura, că se uită și să vadă dacă au o grădiniță în care să ducă, am grădiniță, un program plungit, care e un lucru foarte important. Utilitățile, utilități. Cum stați? Avem apă, canalizare, asfalt în proporție de 80%, mai depun acum încă un proiect pentru restul de 20% și o să avem asfalt pe toate străzile. Am un proiect pe piste de biciclete pe PNRR pentru zonele astea de interes în care face legătura strânsă și mai am unul pe AFM pe drumul județean unde se facă legătura între localități pentru un trafic decent și se poate să circuli fără Lucian probleme. Dumitru, siguranța cetățeanului este... De foarte asemenea, important. Foarte importantă. Să vedem aici la Dridu. Da. Siguranța cetățeanului, cum o realizați? Am preluat sistemul cumva care nu funcționa pe partea de poliție locală, pe care l-am pus la punct din punct de vedere legislativ și încercăm să fim în sprijinul cetățenilor pe orice situație, de la parte de igienizare până la
sfaturi cu diverse litigi între cetățeni. Adică încercăm să le luăm din pripă să nu ajungă să propage, să creăm altă problemă. Adică dacă am simțit o ușoară tensiune într-o zonă, am mers, am intervenit chiar personal. Hai mă, ce aveți de împărțit? Hai să găsim o soluție. Da. Că... Și am stat cumva și am stat de vorbă cu fiecare și am depășit momentele astea fără să ajungem la alte probleme. Zic eu că Dridu este o localitate sigură în care cetățenii își pot trăi copii, își pot crește copiii decent și pot avea o viață decentă. De la semnalizările de circulație, de la... Da, totul corect. Este pus la punct, da, adică exact. Trasat, da, așa, da, ziceți, da, da. Bine. Gheorghe Maria, sunteți educatoare? Educatoare, aici? Vechime 44 de ani. Aoleu, da, să vă trăiască copiii, doamnă. Mulțumesc frumos. Da. Ne sunt foarte dragi. Păi vă cred. Beneficiați de niște condiții de excepție. Nemaipomenite. Începând de anul acesta chiar beneficiem de niște condiții nemaipomenite. Copiii se bucură de aceste condiții și părinții sunt foarte încântați și venim cu drag aici, în această grădiniță. Domnule primar, despre dumneavoastră, în două cuvinte, să vă cunoască cetățenii, pentru că scopul nostru este aici, vizitei aici, este strict să vedem cum colaborează președintele Consiliului Județean, pentru că vorbim de oameni, corect, cu primarii din județul Ialomița și dumneavoastră ați fost ales, iată, să vedem despre ce este vorba. Prezentați-vă și dumneavoastră, ca să știe oamenii, pentru că aici a fost o ușă închisă la primăria din Dridu în anii trecuți. Iată, dumneavoastră aveți o deschidere. Am avut perioada în care am funcționat ca virgulă consilier local, în care am venit tot așa cu putere să fac lucru, să intervin. Am intervenit în toate lucrurile astea. La un interval de timp am simțit că nu sunt văzut ca o persoană care vrea să fac asta și mi-am dat demisia în ultimul an de mandat, în penultimul an de mandat de consilier și am închis povestea asta. Dacă cumva mi se închideau ușile, îmi doream să fac lucruri și nu puteam să mă desfășor în zona asta, zic, bă, frate, poate nu văd eu lucrurile, poate nu știu eu să... Am simțit o ușă închisă în povestea asta, dorindu-mi să facem lucruri. Ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de mandat celuilalt primar? Cetățenii au venit la mine, fă ceva, te rog frumos, candidează, fă ceva pentru noi, că nu se mai poate. Zic, măi, ideea e că eu pot să fac asta, pot să gestionez situația, dar nu pot face fără voi, fără cetățeni. Dacă nu sunteți lângă mine, eu nu pot să fac nimic. Și au venit, s-au alăturat, am conturat o echipă, am stat de vorbă, sunt foarte transparent în ceea ce fac, cum gândesc lucrurile, vin, le expun, accept idei de la ei și le pun în practică și 80% din ideile pe care le pun în practică sunt preluate de la cetățeni. Și cheia succesului asta este. Ascultă cetățeanul și fă ce-și dorește el. Deci nu vorbi numai tu, ascultă-l și pe celălalt. Acolo am simțit. Am înțeles. Și am pus în practică ce mi-au spus ei. Da. Dacă se întâmplă ceva, nu spun că a făcut Lucian Dumitru. Lucian Dumitru împreună cu echipa lui și cetățeni. Vă mulțumesc, da, domnule primar. Cu mare drag. Stimați telespectatori, să știți că oamenii se schimbă când ajung într-o funcție. Noi ne este foarte greu de multe ori să realizăm această emisiune pentru că aroganța, atunci când oamenii se află la al treilea, la al patrulea, la al cincelea, la al șaselea mandat, este foarte mare printre primari. Și acest lucru trebuie să-l cunoașteți dumneavoastră. Sigur, în antichitate, filozoful Diogene umbla cu un felinar aprins ziua în amiaza mare să caute oameni. Când era întrebat, de ce ții acest felinar aprins ziua? Caut oameni. Iată, noi i-am găsit aici în Ialomița, într-adevăr, oameni, fără să aprindem felinarul. Vă mulțumesc. Pe data viitoare, stimați telespectatori. Mulțumim La revedere. La revedere. Sărmâinile, sănătate multă.